Bun găsit la o nouă ediție ULBS Alumni. Invitatul emisiunii de astăzi este Alex Govoreanu, fost student al Facultății de Științe Economice, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, în perioada 2007-2010, unde a urmat și cursurile de master. După terminarea studiilor, a devenit cofondator al platformei vezcatface.ro, iar din 2017 și-a concentrat toată atenția asupra aplicației Questo. Azi, aplicația este cunoscută în peste 100 de orașe și utilizată de mii de persoane. Bun găsit! Mulțumesc pentru invitație! Noi mulțumim că ați acceptat-o. O să vă întreb direct, de ce ai ales Facultatea de Științe Economice din Sibiu? Pentru că era lângă mine. Adică e sibian. Sunt din Cisnădie, da. Am înțeles. Și nu aveam în vremea aia, la cât aveam 19 ani, gânduri foarte mărețe, nu știam ce o să fac, ce vreau de la viață, am dat bacul și m-am dus la o facultate. Și așa, deci n-a contat, adică de ce tocmai științe economice, că trebuie să fi fost totuși ceva? Științe economice, da, acolo a fost cumva mai degrabă îndemnul colegului meu de bancă din liceu, cu care am și intrat la facultate mai apoi. Ne-am trezit amândoi că am terminat bacul, nu știam ce vrem să facem și el a zis, Govo, așa mi se spune, noi tot liceu am vorbit de Steve Jobs, care este un manager, hai să fim și noi manageri. Și atunci ne-am gândit, ok, unde se învață să fii manager și ne-am dus la științe economice. Înțeles. Fix de acolo a venit, a fost ceva foarte random, nu o decizie gândită, analizată. Pe bază de model. Doi copii care nu știau ce să facă, dar le plăcea de Steve Jobs. Am înțeles. Care e prima amintire care îți vine în minte când te gândești la facultate? E o amintire deosebită care, băi, cu asta asociezi facultatea? Foarte multe proiecte în afara facultății. Foarte multe. Pe care am avut așa un grup foarte fain. Am fost 4 colegi mereu care făceam proiectele și din astea, nu știu, olimpiade, concursuri naționale, internaționale. Ne-am dus la un moment dat până în Lituania cu mașina pentru a participa la un concurs de business competition. Lucruri din astea vin în minte. Foarte tare. Dacă te-ai întâlnit astăzi cu varianta ta la 21 de ani, ce sfat ai da? Te-ai dat vreun sfat? La 21 de ani? Da, 20-21. Să cumpăr Bitcoin, nu știu. Da. Na, dincolo de asta, chiar aș zice, sfaturi. Măi, nu știu, nu regret nimic. Am avut multe lucruri pe care le-aș face, poate cu mintea de astăzi diferit, sigur le-aș face diferit. Dar din lucrurile am învățat. Și dacă nu învățam, era mai rău. Mă las așa, cum am fost. Deci rămâne Bitcoin. Poftim? Rămâne Bitcoin. Rămâne Bitcoin, da. A fost o greșeală, pentru că știam de el de la început și nu, niciodată. Nu mi-au luat timp să mă uit mai mult la el. Am înțeles. Apropo că ai zis de proiecte. La un moment dat ai avut un proiect în revista Studies in Business and Economics. Și intitulat Priority Management, Direction Towards Competitiveness. Ne poți spune mai mult despre acest proiect? Da, a fost un proiect pornit cumva cu ajutorul unui profesor al cărui nume, din păcate, îmi scap acum. Era un domn profesor mai în vârstă, însă un om foarte actual. Ceea ce e destul de greu pentru profesorii care sunt de o anumită vârstă să fie actuali. Și țin minte că eram atunci în căutare de un subiect pentru o lucrare cu care să mergem la olimpiadă. Aveam doar o idee foarte de bază, mică, care basically nu însemna mai nimic. Și am dus la acest profesor, i-am povestit și el ne-a îndreptat atenția spre, cum să-i spun, nișa asta, domeniul ăsta separat cumva din management care ține de priorități. Și
ne-a dat și o idee despre ce anume să facem, apoi noi am cercetat și practic am proiectul el în sine, ce a făcut, a unit legea lui Pareto, acel 80-20, care spune că 20% din efort îți aduce 80% din efect și care se aplică în o groază de lucruri pe care le facem și le vedem, cu o teorie de alegere a priorităților, teoria 1-3-6, mi se pare că se chema, și am dezvoltat noi un model care, în mintea noastră, de atunci, de studenți naivi, ar fi super ajutat antreprenorii să ia decizii mult mai bune. Astăzi, cu mintea de antreprenor, nu văd neapărat o utilitate în chestia aia, în teorie, în sine. Văd o utilitate foarte mare, însă, în a găsi framework-uri care să te ajute să prioritizezi. Da, Pareto este o teorie arhicunoscută, super utilă, pe care chiar o folosește lumea la nivel înalt, atunci când iau decizii, companii mari, mici, se folosesc de asta, pentru că e vorba de a urmări bătăliile care îți aduc cel mai mare outcome. Și e cumva legat de vorba aia românească, să nu alegi mai mulți iepuri deodată, că nu o să prinzi niciunul. Cumva despre asta e vorba. Și uite, un lucru pe care mi l-aș spune mie, nu de la 21 de ani, ci mie ca om care, nu știu, face business de când era mai tânăr, mi-aș spune asta, să fiu atent la ce spunea Alex de la 21 de ani, că e foarte important să te uiți la cum îți prioritizezi timpul. Pentru că atunci a început să-mi fie o pistă bună, după aceea m-am apucat de treabă cu antreprenoriatul, am cam uitat de teorie, dar sunt și anumite lucruri foarte bune în teorie pe care trebuie să le iei în calcul. Am înțeles. După terminarea studiilor, ai devenit cofondator al platformei vezcutface.ro. Ăsta a fost primul proiect, nu imediat după facultate. După master, ziua 2. Da, am înțeles. Și era o platformă de valori de mașini second hand. Cum ai descrie începutul ăsta de drum? Cum a fost? Fain și greu. Fain pentru că am terminat școala și în ziua 2 m-am mutat la București și am început să construiesc un business, ceea ce mi se părea foarte tare. Și nu construiam un business singur, construiam un business cu cineva care făcuse business-uri înainte, un antreprenor în serie din România, un om extraordinar de smart, care mi-a fost și mi-este mentor, de la care am învățat nu lucruri, ci cum să gândesc. E o diferență foarte, foarte mare. Asta, de exemplu, mi-a lipsit în școală, nu doar în facultate, ci din clasa a întâia, sau poate de la grădiniță până la master. Mă săturasem să mi se spună să memorez lucruri. Ori în primele 6 luni cu partenerul meu de la Vezi Cât Face, cu Daniel, a fost vorba doar de asta, despre el să mă ajute pe mine să gândesc. Cum să pun problema, cum să analizez lucruri. Așa că da, a fost foarte fain din perspectiva asta. Pe partea alta a fost greu, pentru că așa este orice business nou pe care îl pornești. Foarte multe provocări, foarte multe challenge-uri. Eram și un copil care avea o părere mai bună despre el decât trebuia, la nivel de cunoștințe. Credeam că dacă am câștigat niște olimpiade sau concursuri, aia înseamnă că știu să fac business. Nu e nimic mai departe de adevăr decât asta. Și primele 6 luni, țin minte și acum, au fost grele din perspectiva interacțiunii pe care aveam cu Daniel. Mă duceam la el în birou cu ideile mele și ieșeam cu ale lui. Și mă simțeam foarte prost, pentru că nu venea să cred cât de slab sunt într-un fel. Și mi-a luat ceva timp să mă maturizez, să-mi dau seama că omul ăla, el nu e ca un profesor de la școală care zice, băi, ăsta e adevărul, ține-l. Nu cerceta. Omul ăsta m-a ajutat să ajung eu la o concluzie singur, să mă folosesc de un mod de gândire pentru a ajunge unde trebuie. Și mă frustra, cred că, și faptul că el avea dreptate. Adică nu era doar că
îmi zice ceva, dar el chiar și avea dreptate și vedeam asta on and on and on. Și probabil când am ajuns eu să fiu un pic mai matur, o idee mai matur, lucrurile au început să meargă mult mai bine. Cum ar spune Steve Jobs, când ai început să unești punctele, nu? Connecting the dots. Când unești punctele și când câteodată mai trebuie să ștergi cu buretele anumite lucruri și să o iei de la zero, să think outside the box și na, să lași în spate anumite chestii. Am înțeles. Bun. Și din 2017 ești cofondator al Questo, o aplicație care oferă jocuri de explorare a orașului și permit turiștilor și localnicilor să descopere un oraș pe cont propriu, ghidați de aplicația mobilă. Jucătorii explorează orașe rezolvând provocări și ghicitori în prejurimile lor, astfel deblocând noi locuri și poveștile acestora. De unde a plecat ideea? Cum a luat viață? Ideea asta, ea cred că a venit cumva pe fondul nevoii mele de când mă știu, de a face ceva de a lucra cu orașe, cu culturi, cu experiențe de genul ăsta. Cartea mea preferată am primit-o la 4 ani de zile, mi-aduc și acum aminte momentul, a venit Moș Crăciun și mi-a dat Atlasul. Iar peste câteva luni știam deja toate capitalele din Europa și apoi în copilăria mea eram fascinat de țări, de culturi, de ce limbi se vorbește undeva. După aia am trecut la faza în care eram fascinat de statistici, de geografie și populații și vârfuri și râuri și camera mea în același timp a fost mereu un oraș de Lego. Construiam, nebuneam pe părinți să-mi cumpere cuburi într-una și Lego-uri ca să-mi fac eu case, blocuri, etc. Și cred că, cumva, nu știu, subconștient am luat o felul de decizii de-a lungul vieții până în 2017, care m-au dus în punctul în care, băi, am ajuns să gândesc o idee de un produs care să ajute oamenii să exploreze lumea și să transform orașele în locuri de joacă, la fel cum îmi transformasem eu propria mea cameră într-un oraș care era un loc de joacă. Și mai un pic mai concret, aha, momentul a venit undeva în Roma, cred că în 2016, eram cu soția, exploram Roma, nu ne prea plăcea pentru că era foarte obositor. Roma e un oraș fabulos, dar depinde foarte mult de cum îl explorezi, pentru că poți să, nu știu, fii doar un omuleț între mii de alți omuleți pe o străduță și să nu fie neapărat o experiență extraordinară, sau poți să te pierzi pe străzi care sunt mai ascunse, să ajungi într-o patiserie în care o bunicuță să-ți dea o înghețată pe care o face ea în fundul curții și atunci ai o altfel de experiență. Și când am ajuns acasă, cumva după experiența asta, am început să vorbesc cu actualul meu cofondator, cu Claudiu, că modul în care oamenii explorează orașul nu e neapărat optim și că eu, going forward, nu mai vreau să explorez așa orașul. Nu mai vreau să fiu doar un om care calcă pe urmele altora, vreau să mă simt explorator, pentru că toată copilăria mea a citit de explorator, de Magellan, de Columb, de Marco Polo, de cum oamenii ăștia se duceau și descopereau lucruri ei și vreau să simt și eu. Aia e momentul în care călătoresc, mai ales în afara țării. Și nu credeam că poți să faci asta dacă ai o experiență prin care cineva te ghidează sau ești doar un om dintr-un grup care se duce undeva. Și atunci am legat-o de jocuri, după o perioadă destul de mare de research, ne-am gândit ce au oamenii în comun care vor călători, așa am ajuns la jocuri, pentru că noi avem acum gamification în absolut orice din ceea ce folosim și, na, cât 4 ani mai încolo, suntem aici, deci durează. În 100 de orașe pe 4 continente, da? 100 de orașe, nu am numărat continentele, dar da, suntem în America de Nord, Europa, suntem în Asia și Australia, da, suntem în 4 continente. Da. Și planul de viitor pentru aplicație? Cât o să vă mai dezvoltați? Toată lumea. Toată lumea. Questo este un
un joc, o platformă care își propune să transforme fiecare loc într-un spațiu de joacă. Desigur că vor fi orașe în care vom avea mai multe jocuri. Quest-ul este un tip de joc doar, urmează să adăugăm și alte tipuri de jocuri în aplicație. Dar absolut toată lumea. Nu e o chestie pe care o să o facem peste noapte, dar asta este misiunea noastră. Ok. După terminarea studiilor, există studenți care nu au curajul, așa cum ai avut tu a doua zi după master, să înceapă o propria afacere. Ai sfaturi pentru ei, demnuri, nu știu, ceva care crezi că le-ar fi de folos? Eu i-aș îndemna doar pe cei care vor să facă o afacere, să facă o afacere. Nu e pentru toată lumea să devii antreprenor. Și chiar nu cred că este. Și nu cred că ar trebui să pușuim chestia asta oamenilor care nu vor să pornească business-uri. Antreprenoriatul e o bătălie pe care o duci foarte mult timp singur, tu cu tine. E grea, presupune un risc mare pe care ți-l asumi, care statistic de cele mai multe ori nu dă rezultate. Cele mai multe startup-uri eșuează și oamenii trebuie să fie conștienți în momentul în care se apucă de chestia asta. Însă, pentru, revenim la Steve Jobs, for the crazy ones who think they can change the world, do it. Dacă tu crezi că ai o idee care poate să facă lumea asta un pic mai bună, cofondatorul meu are vorba asta mereu, că dacă fiecare dintre noi putem să facem un pic de magie, e super. Și dacă tu din picul ăla de magie pe care poți să-l faci, poți să și construiești un business, mai e super atunci. Dar, uite, sfaturi. După ce ești sigur că vrei să faci asta și dacă tu te consideri un antreprenor, nu te gândi să o faci singur. Mm-hmm. Nu cunosc personal niciun caz de antreprenor care s-a făcut treabă singur. Poate a început singur, dar along the way și-o lua pe cineva. Dacă nu a început cu cineva din momentul zero. Excepțiile pe care le mai vedem la televizor, prin presă, pe oriunde, sunt excepții, dar super excepții. Sunt unul din milioane care au reușit să facă asta. Nu te ghida după ei. Majoritatea au nevoie de cel puțin unul. Nu te du în cealaltă extremă și alegeți, nu știu, patru cofondatori, pentru că prea multe capete la o masă strică. Eu mereu cred că doi, maxim trei oameni în echipă ca cofondatori e more than ok. Deja peste trei e prea mult. Așadar, echipa e prima chestie. A doua, timing-ul. Nu te apuca să construiești lucruri care nu au sens în perioada în care ești tu sau în perioada imediat următoare. Nu o să reușești. Am tot învățat asta și o dau mai departe. Succesul unui business depinde de patru factori foarte mari. Echipă, produs, model de business și timing. Poți să ai toate combinațiile posibile și să ai succes în afară de momentul în care nu ai timing. Poți să ai cea mai bună echipă, cel mai bun produs, cel mai bun business model. Dacă timingul nu e acolo, nu o să faci treabă. Adică momentul în care începi afacerea, nu? La asta te referi. Timingul înseamnă dacă eu aș fi vrut să fac Quest-ul acum 10 ani. Nu aș fi putut, era imposibil. Oamenii abia foloseau smartphone-uri de 3 ani de zile din 2007, de când a venit Steve și a lansat iPhone-ul. Aplicații nu prea erau, oamenii nu erau obișnuiți cu asta, internetul nu era la fel de accesibil și dacă te duceai în altă țară erau costuri de roaming foarte mari, bateriile nu țineau mult, foarte, foarte multe bariere și te vii atunci, tu lansezi un produs de genul ăsta, nu o să-l folosească nimeni și tu o să crezi că nu e bun, dar după aia vine peste 10 ani alții care fac Quest-ul 2 și ei au succes pentru că o lansa la timp.
O lansat într-o piață în care oamenii erau educați, condițiile din piață erau ok, etc. Tehnologia a ajuns să se acolo comportamentul oamenilor. Airbnb, au existat N platforme care au încercat să facă ce a făcut Airbnb cu ani înainte. N-au reușit. Și câteodată e nevoie doar de 1-2 ani ca să make it or break it. Probabil Airbnb de altfel s-au lansat în 2007, doar în 2009 au crescut. Până atunci s-au lansat săracii de 3 ori, pentru că ei tot credeau în idee, dar piața nu era pregătită pentru ei. La un moment dat s-a pregătit, din vari motive. Dar timing-ul e extraordinar de important. Astea două le-aș da. Prea multe sfaturi strică. Am înțeles. Când ai avut momente grele, ce a contat cel mai mult să le depășești în carieră? Au contat oamenii, vorbeai de cofondatori sau atitudinea ta sau ce crezi că a contat cel mai mult să le depășești? Tu contezi cel mai mult în momentele grele. Cât de mult mai crezi tu în chestia aia pentru care te-ai apucat? De care te-ai apucat? Mm-hmm. Trebuie să te pui așa într-un colțișor, faci o analiză și te gândești, ok, motivul pentru care eu m-am apucat de chestia asta acum un an, doi, șase luni, dacă le analizez astăzi, mai e încă valabil? Mm-hmm. Mai cred încă în chestia asta? Cred că mai pot să schimb lumea, să construiesc, etc. Dacă tu reușești să-ți faci analiza asta rațională într-un moment din ăla greu și să vezi că da, încă mai poți, atunci go ahead. Și na, în plus de asta, pentru că mereu cel mai important o să fii tu trebuie în primul rând să depășești momentul, ca să-l depășești mai poți să fii ajutat și ești ajutat și de cei dragi. Nu știu, pe mine m-a ajutat foarte mult soția sau cofondatorul. Ei trebuie să fie pietrele alea, stâncile alea de care te agăți în momentele mai grele. Și mai ales cofondatorul e ultra, ultra important, pentru că odată unul dintre voi o să fie mai pozitiv, altul mai negativ și tot așa trebuie să vă balansați. Dacă sunteți amândoi negativi, o să vă cam opriți. Dacă sunteți amândoi prea pozitivi, poate nu-i ceva în regulă. Unul dintre voi ar trebui să fie negativ ca să challenge the situation, pentru că atunci e posibil să vă scape ceva. Ok. Și în ceea ce faci, care sunt cele mai mari satisfacții pe care le ai? Să citesc review-uri de la oameni care se joacă cu quest-ul și is happy. Atunci vine energie pozitivă, nu? Vine mult. E maximul. Ăla e cel mai mare lucru. Să citesc review-uri și să văd poze de la ei. Oamenii ne-au trimis poze de cum se joacă prin oraș și toată lumea. Ăla este fuel-ul pentru toată echipa, nu doar pentru mine. În fiecare luni dimineața, un coleg din echipă strânge pozele din săptămâna trecută, ni le trimite pe toate, The Happy Faces se numește. Și în paralel, noi avem în tool-uri noastre, în dashboard-urile noastre, opțiunea să vedem mereu review-urile pe care le primim de la user și facem asta constant. Cam toată lumea din echipă se uită acolo, pentru că pe de o parte ți-ai energie din cele pozitive, pe de altă parte mai sunt și negative și din alea înveți enorm de mult. Câți oameni sunteți acum în echipă? 18 și chiar astăzi am mai făcut două oferte, deci o să venim la 20. Pornim de la 2, acum astăzi 20. Și plus mă gândesc colaborator prin toate orașele, nu? Adică trebuie să colaborați cu cineva când... Da, sute. Lucrăm cu creatori din toată lumea. Da. Deci, care ne creează costuri. Aveți o rețea foarte mare. Încercați să uniți întreaga lume, practic. Dacă o să ajungeți peste tot. Da. Asta încercăm, da. Da, da, da. Într-un fel, da. Foarte tare. La final, o să te invit să răspund la 5 întrebări din chestionarul lui Proust. Ce urăști cel mai mult? Ce nu-ți place absolut deloc? Ce urăsc cel mai mult? Ce face chiar nu-ți place deloc? Nu suporți? Stai să mă gândesc că îmi trec multe lucruri prin cap. Și să le aleg pe ăla care... Cred că nu-mi place să vorbesc cu cineva care
nu poate argumenta ceva. Care doar țipă. Care doar țipă sau pur și simplu nu poate să aibă încredere în, nu știu, niște date, în ceva, într-un lucru care este clar și care nu e capabil să susțină un debate cu tine. Mie îmi place foarte, foarte mult. Dacă îmi place să fac debate, îmi place să vorbesc cu oameni care argumentează și dacă nu reușești să argumentezi, pur și simplu îmi pierd interesul foarte repede. Da, ok. Și la extrema cealaltă, ce iubești cel mai mult? Ce îți place cel mai mult? Oamenii care știu, nu știu, mă gândesc la oameni. Oamenii care știu ce îi face fericit și fac aia. Aia îmi place foarte mult. Am fost fascinat acum 4 ani, 3 ani de zile, în 2018. Am fost în Columbia. O țară, nu neapărat bogată, dar cu oameni extraordinar de fericiți. Peste tot. Și am apreciat mult asta și am apreciat modul lor de viață, de cum se raportează la ceea ce contează pentru ei. Mi-a deschis enorm de mult mintea cultura columbiană. M-am plimbat o lună de zile din sate în orașe, în capitală. Ai o persoană care e în viață și pe care o admir cel mai mult? Din păcate Steve Jobs nu mai printre noi, dar poate altcineva, un om pe care îl admir cel mai mult. Persoană care este în viață și pe care o admir foarte mult. Da. Din nou, cred că sunt multe. Probabil cu întrebările astea, dacă stau bine să mă gândesc, probabil în funcție de momentul zilei sau cum mă prins să-ți dau alte răspunsuri, dar toate sunt valabile. Astăzi îmi vine în minte o persoană pe care nu cunosc foarte bine, dar pe care am cunoscut-o și o mai văd probabil de 2-3 ori pe an. E un domn care locuiește undeva în vârful muntelui, într-un cătun din Apuseni, singur. Cred că are un vecin cel mai aproape la, nu știu, 10 km de el. Pe mine m-a șocat prima dată când l-am cunoscut pe omul ăla acum câțiva ani, că, considerând că el stă acolo, creierii munților, în munților, face agricultură, are multe vaci și porci și găini și de toate, singura lui sursă de informare este un televizor și mai are câteva cărți prin bibliotecă, așa, super generaliste. Am stat la povești cu el prima zi când l-am cunoscut și nu am întâlnit un om de, cum să zic, de pregătirea lui, de educația lui, de contextul lui, care se poată argumenta atât de frumos, atât de bine. Eu am făcut debate, de exemplu, am fost în Praga pentru o perioadă studiind acolo și am făcut un curs de debate 6 luni de zile. Cei mai buni colegi de atunci nu vorbeau la atât de bine ca omul ăsta în momentul în care el susținea ceva. Mi-aduc aminte și acum că unul dintre subiectele pe care l-am abordat a fost depopularea satelor. Și cum îi ascultam lui pledoaria de ce se întâmplă asta, care e problema țăranului român, ce se întâmplă cu sistemul educațional de la sat, cu opțiunile pe care le au oamenii și așa mai departe, eu am fost pur și simplu mut. Mi-aduc aminte că eram doar șocat, pur și simplu, cum de un om din vârful muntelui să aibă un astfel de vocabular, o astfel de gândire, total autodidact. Omul ăla nu a făcut școală, probabil are 5 clase, parcă, sau ceva de genul ăla. Mai are și doar un televizor ca sursă de informare și, de obicei, televizorul nu e neapărat un semnal foarte pozitiv la nivel de ce te poate învăța. Dar el a reușit cumva. Pentru mine e fascinant de fiecare dată când mă duc acolo, mai deschid un alt subiect. Dar din ăsta foarte complex, poți să discuți orice cu el, de la organisme modificate genetic, la orice subiect științific, are o părere și când nu are o părere, îți spune că nu știe. Iar ăla este un lucru pe care eu îl apreciez enorm de mult. Colegilor din Questul le spun asta cam în primele zile când le facem induction. Mie îmi plac două tipuri de oameni. Aia care spun nu știu, cei care spun nu.
Nu știi cum înseamnă, nu vreau să vin să zic, să te întreb ceva și tu imediat să te gândești la un răspuns pe loc. Dacă nu știi, zi, nu știu, e perfect, asumă-ți, nici eu nu știu o groază de lucruri. Nu-mi plac oamenii ăștia. Am fost săptămâna asta într-un interviu cu cineva, puneam o întrebare, îi lua jumătate de secundă ca să înceapă să-mi dea răspunsul la absolut fiecare lucru și de jumate cel puțin din răspunsuri erau pe lângă. Ia-ți măcar timp, gândește-te. Dacă nu faci asta, măcar spune că nu știi. E much, much better. Iar doi, îmi plac oamenii care spun nu, adică o să întâlnești în viață enorm de multe momente în care vine cineva și spune fă aia, trebuie să facem aia și tu trebuie să zici, bă, nu trebuie să fac aia, pentru că nu e bine, n-am timp, avem alte lucruri de făcut, etc. Și omul ăsta din Apuseni fix asta face. E fabulos pentru mine, îl admir enorm de mult, nu știu cum, e pentru mine un accident al naturii într-un anumit sens, dar e de dorit. Am înțeles. Ce prețuiești cel mai mult la un prieten? La un prieten? Da. Mă gândesc acum la prietenii mei. Da. Și mă gândesc de ce sunt prietenii mei. Probabil faptul că pot să fiu eu cu ei și ei cu mine. E chestia asta de a fi tu însuți în preajma cuiva, a te putea deschide, a putea conta pe cineva, încredere, transparență. Lucrurile astea le apreciez. Mm-hmm. Ai un moment din viață pe care poți să-l numești cel mai fericit? În care poți să zici, băi, am fost cel mai fericit când s-a întâmplat asta. Da, când mi s-a născut acum băiețelul de câteva luni, nu se compară cu nimic. Am înțeles. Deci asta a fost cel mai deosebit moment. Nu se compară cu absolut nimic. Puteam să câștig la loto de 100 de ori într-o zi și nu... Nu, se compară. Da. Bun. Mulțumim tare mult că ne-ai acceptat invitația. Asemenea. Sper să fie de inspirație pentru studenții de la universitatea noastră. Mult spor în tot ce faci. Așteptăm să ajungă Questo peste tot prin lume și să ne jucăm și noi cu ceea ce ne-ați oferit prin această aplicație. Mulțumesc pentru invitație. Explorați lumea, că asta vă deschide mintea. Mie asta, pe mine asta m-a ajutat cel mai mult să fac, să ies din status quo, din lucrurile pe care le știam și să cunosc culturi, să învăț de la ele, să iau tot ce mai bun din toată lumea asta, că e plină de extraordinar de multe lucruri bune. Așa. Mulțumim. La revedere. Mulțumesc.